Printre cele mai populare suveniruri se numără prosoapele și umerașele. Prosoapele, fețele de pernă, protectoarele de pat, uneori chiar și veiozele, becurile, umerașele. Ei cred că li se cuvin, asta a povestit un șef de recepție. Topul este completat de telecomenzi, obiecte de decor, precum tablouri sau chiar și cheile camerei. Există și posibilitatea să plece efectiv cu cheia. Uneori recuperăm pentru că avem numărul de telefon și sunăm, alteori nu, facem dubluri. La check-in, odată cu cheia, predăm și telecomanda de aer condiționat și TV cu rugămintea la check-out să se aducă din nou telecomanda. Nici restaurantele nu scapă de turiștii cleptomani. De pe bucătărie, în general, lingurițele sunt cele mai căutate, apoi furculițele, ceșcuțele de cafea. Unii turiști încearcă să întindă limitele la maxim însă. Administratorul unei plaje spune că doi vizitatori au încercat să-și ducă și șezlongurile acasă după o zi pe litoral. Cel mai mult și cel mai mult se pleacă cu scrumierele. Cred că schimbăm de 3-4 ori pe sezon. Și un caz mai special a fost când au plecat doi turiști cu două șezlonguri. Ei au crezut că le-au cumpărat, nu că le-au închiriat, asta au spus, a explicat administratorul unei plaje, relatează știri de cluj.ro.